Acum să ne apucăm de montarea chiloasei. Desfacem șaibile care au fost folosite la fixarea setului motor. Pasul premergător montării chiloasei este montarea culbătorilor. Aceștia vin în locurile lor. I-am numerotat în ordinea în care i-am desfăcut, iar acum o să-i pun în aceeași ordine, datorită faptului că ei sunt așezați deja. Piesele și-au făcut uzura și motorul o să se lase mult mai puțin. O să introduc în ulei proaspăt și o să bag culbătorul cu numărul 1. Înainte să montez chiloasa și garnitura de chiloasă, bineînțeles, o să încerc să degresez filetele din bloc pe care vin șuruburile chiloasei. Folosesc puțin alcool tehnic. La fel am procedat și cu șuruburile de chiloasă, le-am degresat, le-am ținut într-un pahar cu decarburol. Le degresez datorită faptului că nu vreau să existe ulei pe filet care să ajute la slăbirea șurubului și implicit a chiloasei. Șuruburile de chiloasă trebuie întotdeauna puse șuruburi noi, datorită faptului că acestea sunt niște șuruburi dure și sunt supuse unor factori mecanici și termici destul de puternici și există posibilitatea ca ele să se rupă. Fiind foarte dure, în momentul în care cedează, se rup. Acum o să montăm garnitura de chiloasă. Garnitura de chiloasă este aceasta. Ea trebuie montată cu specificația sus sau top în partea de sus. Nu prea o găsesc. Da, n-are inscripția top. Oricum, trebuie să se potrivească găurile perfect. În această poziție se potrivesc perfect. Dacă o răsucim, dacă o sucim, se potrivește tot perfect, văd. Oricum, știu cu siguranță că se pune cu hârtia în sus. Deci asta înseamnă cu scrisul în sus. Iar aici, pe bloc motor, se vede urma de la vechea garnitură, care are acest orificiu. Asta înseamnă că așa vine montată. Am observat un alt defect al blocului motor. Canalul de pe unde trece apa din blocul motor în chiloasă este obturat de blocul motor. Nu este alezat cum trebuie, foarte slab calitativ.